Dezbateri, deprinderi, direcții. O Perspectivă 3D. Stimați prieteni, stimați frați, ne bucurăm să venim în atenția dumneavoastră cu o nouă ediție a emisiunii O Perspectivă 3D. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur să putem continua seria aceasta de materiale creștine, video, pe care le pregătim cu drag pentru dumneavoastră pe această platformă media. Vă mulțumim pentru susținerea de care avem parte. Vă încurajăm să rămâneți alături de noi, să ne susțineți. Astăzi am pregătit o tematică de sărbătoare. Urmează să celebrăm întruparea Mântuitorului Iisus Hristos la modul simbolic, adevărat, să ne bucurăm din nou de venirea lui Mesia în lumea noastră. Și pentru ediția de astăzi ne bucurăm să-l avem alături de noi pe fratele Răzvan Neagu. Bun venit în emisiune și în platoul acesta Prodocens. Mulțumim Prodocens pentru că ne ajută să pregătim aceste materiale. Slavă Domnului! Ne bucurăm că sunteți cu noi. Fratele Doamne, mulțumesc de invitație. Mă bucur de fiecare dată când pot să fiu pe această cale și să aduc aportul la dezvoltarea acestui proiect frumos. Slavă Domnului! Îți mulțumim, Răzvan, pentru prezența și pentru susținerea de care am avut parte în anii aceștia când am pornit acest proiect. Iată că anul ăsta am venit trei ani, cred că trei ani și ceva. E adevărat că mai sunt multe lucruri de îmbunătățit, însă îi mulțumim Domnului pentru ceea ce am putut realiza și datorită harului său și binecuvântării sale, călăuzirii sale. Suntem în ajun de sărbătoare, urmează să ne bucurăm de întruparea Mântuitorului Isus Hristos, și tematica de astăzi am numit-o eu Isus Hristos, un Mântuitor promis, primit și prețios. Și în măsura în care timpul ne va ajuta și îl vom avea la dispoziție, am vrea să luăm pe rând câteva din aceste dimensiuni și cumva să privim la modul mai profund. E adevărat, pentru noi, creștini evanghelici, an de an, sărbătoarea aceasta ar trebui cumva să ne îmbogățească, să ne ajute să o înțelegem mai bine. Pe de altă parte, realizăm faptul că trăim într-o lume seculară care diluează tot mai mult valorile creștine, și vedem tendința aceasta de scoatere a tot ceea ce este uh, creștin, simboluri creștine, de a le locui cu lucruri generale, care nu mai au nicio încărcătură spirituală. Dar, pentru noi, creștinii care iubim Scriptura, îl iubim pe Dumnezeu, Cred că e un moment de răgaz în care, încă o dată, putem să acordăm importanță unui moment esențial în truparea Mântuitorului, de care uh, se leagă actul răscumpărării și mântuirii noastre. Este important pentru noi să păstrăm vie în memoria noastră această sărbătoare importantă, acest moment în care Fiul lui Dumnezeu, care a fost promis, pătrunde în lumea aceasta care s-a îndepărtat prin căderea în păcat. Atunci când privim la istoria bisericii, la ceea ce s-a întâmplat de-a lungul secolelor, deși nu ne place de fiecare dată, dar Privind acolo, vedem aceste suișuri și coborâșuri, aceste văi și dealuri prin care mărturia creștină trece de-a lungul secolelor. Astăzi este vremea noastră. Astăzi este vremea în care noi ne putem pune amprenta asupra stării în care este societatea. Biserica trebuie să fie mai departe... Um, Sarea pământului și lumina lumii, prin puterea pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția Bisericii, ea trebuie să acționeze în felul acesta. Întruparea Domnului Isus Hristos este procesul prin care se inițiază toată această stare în care Biserica trebuie să îl reprezinte pe Dumnezeu pe pământ. Și este foarte important să nu pierdem din vedere care a fost scopul pentru care Mântuitorul Iisus Hristos a coborât în lumea noastră. El n-a coborât pentru sine. El a coborât pentru noi, în folosul nostru. Și acest lucru nu trebuie să fie uitat. Nu trebuie ca toată forfota, toată agitația din această perioadă, toate pregătirile pe care le facem și care sunt Caracteristice unei zile de sărbătoare. Dar toate aceste lucruri nu trebuie să ne facă să-l pierdem din vedere pe Cel pe care îl sărbătorim: Fiul lui Dumnezeu, Mesia, trimisul special al lui Dumnezeu. Într-adevăr, așa este, n-ar trebui să-l pierdem din vedere, și aici este o provocare mare pentru noi în contextul zilor noastre în care. Sărbătoarea căpătat așa o notă comercială. E mult marketing, multă uh, pregătire, mult decor, uh, zorzoane, luminițe uh, și tot felul de tradiții care mai de care. Uh, și în contextul acesta, uh, chiar e o ispită să te uiți la totul altceva și mai puțin la personajul central al sărbătorii care este Mântuitorul Iisus Hristos. Venirea sa pe pământ a fost anunțată de către Dumnezeu și profețiile au jucat un rol esențial. Dumnezeu și-a anunțat planul acesta de a-L trimite pe Fiul Său în lumea noastră cu acest scop de care spuneai să ne fie mântuitor și când vine îngerul la fecioara Maria, îi spune clar: Îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Și profețiile, spunea Savantul Pascal, sunt cea mai mare dovadă despre Isus Hristos. Și de fapt, avem peste, spun cercetătorii, 300 și ceva de profeții numai legate de prima sa venire, de venirea lui în calitate de mântuitor, de mesia de salvator. Uh, și Dumnezeu a anunțat uh, poporul său, uh, chiar cu mii de ani înainte de uh, a veni, de nașterea lui. Și uh, noi acum, e adevărat, ne uităm retrospectiv, în spate, la aceste profeții care s-au împlinit. Care ar trebui să fie sentimentul nostru, în calitate de creștini, văzând exactitatea cu care aceste profeții s-au împlinit? Atunci când privim toate aceste profeții, încrederea noastră în Dumnezeu ar trebui să crească. Te uiți la lucrurile pe care El, suveranul acestui univers, le spune, și cum cu minuțiozitate se ocupă. Ca ele să se întâmple așa cum au fost anunțate. Atunci când mă uit la ceea ce spune Dumnezeu prin profeți, aceasta pentru mine este uh, un moment în care capăt un anumit sentiment de siguranță, de liniște. Dumnezeu nu lucrează cu agende ascunse. Nu spune ceva până la, uh, așa, ca o ilustrație, până la colțul casei. Și când facem colțul, surpriză, este altceva. Nu, Dumnezeu este foarte transparent, este deschis. Spune lucrurile așa cum vor fi. Mai mult decât atât, spune de ce vor fi lucrurile în felul acela. Anunțarea venirii Mântuitorului are legătură cu căderea noastră. Are legătură cu în străinarea noastră de Dumnezeu, cu îndepărtarea noastră de Dumnezeu, prin căderea în păcat, păcatul a fost acela care ne-a separat de Dumnezeu și nu ne-a mai dat acest drept de a veni în locul în care se află Dumnezeu. Și atunci, prin gura profeților, Dumnezeu anunță că această stare va fi rezolvată. Va fi cineva, un trimis special care va veni și va face posibilă apropierea noastră de Dumnezeu. Intrarea noastră din nou în această legătură strânsă cu Dumnezeu. Când Isaia profețește despre venirea lui Mesia, este un context totul special. La conducerea lui Iuda este Ahaz, unul dintre împărații nu tocmai buni. Un împărat care merge la Damasc, și acolo vede că altarul de închinare al sirienilor era mai frumos decât cel din Ierusalim și trimite planuri despre cum trebuie să arate altarul din templul de la Ierusalim. Și în contextul acela, Dumnezeu îl trimite pe Isaia, profetul său, ca să-l întimpină pe Haz și spune, cere un semn de la Domnul. Ahaz, cunoscând inima lui, spune nu vreau să-l ispitesc pe Domnul. Pentru că el deja voia să întrebe pe altcineva. Și atunci Dumnezeu prin gura lui Isaia spune Fecioara va rămâne însărcinată. Va naște un fiu și va pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Nu alți Dumnezei, nu alți idoli, nu lucruri închipuite de oameni, și Dumnezeu este cu noi. Și nu trebuie să căutăm pe altcineva. Noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Și prin întrupare, Dumnezeu ne asigură acest mijloc prin care noi să-L căutăm pe Dumnezeu. Da, foarte frumos ai punctat. Într-adevăr, un context acolo tare tumultuos în vremea profetului Isaia și Mulți fac abstracție când se uită la versetele acelea profetice și uh, ignoră contextul istoric, cultural. Dar ele trebuie luate împreună și uh, făcut așa o hermeneutică mai completă. Uh, dacă e să ne uităm uh, la modul în care Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru, a fost primit. Și așteptat în Palestina zilor de atunci. E adevărat, noi ne uităm încă o dată retrospectiv și poate cu un ochi critic acuzator că a fost respins, nu s-a bucurat de ospitalitate, de oprimire așa cum s-ar cuveni fiului lui Dumnezeu, împăratului, împăraților, Domnului, domnilor. Chiar uh, evanghelistul Ioan spune a venit la Isai, adică poporul Israel, la Isai nu l-au primit. Uh, în ciuda atâtor uh, avertizări și anunțuri și profeții, deci poporul Israel a fost pregătit pentru o astfel de venire, am zice noi în zilele noastre, după așa o publicitate și o campanie media, mediatică, uh, un eșec total în privința uh, primirii Mântuitorului Iisus Hristos. De ce n-a fost iubit Mântuitorul? Și poate să facem așa și o coroborare cu zilele noastre, ca să nu ne considerăm noi un pic mai superior față de cei de atunci contemporanii Mântuitorului, cum percepi starea zilor noastre? Cum ne raportăm noi la valorile spirituale la fiul lui Dumnezeu, la lucrarea ispășitoare pe care l-a făcut-o pentru noi, la evanghelia pe care el ne-a adus-o. Privind tot acest context în care se întâmplă lucrurile la întruparea Domnului Isus Hristos Putem înțelege că multe dintre situațiile care se întâmplă vis-a-vis -vis de persoana Domnului Isus Hristos sau în raport cu persoana Domnului Isus Hristos nu au avut în vedere neapărat o opoziție fățișă, o dorință puternică de a se opune unui lucru pe care îl cunosc. Dorința lor după Mesia era puternică dorința lor ca să vină eliberatorul îi măcina. Ne uităm și după întrupare, în timpul lucrării publice ca adult a Domnului Iisus Hristos, cum evreii se apropie de Domnul Iisus și întreabă până când ne mai țin fierbere? Spune-ne de slușit, Ești tu? Eu botezătorul întreabă prin ucenicii lui. Tu ești cel pe care îl așteptăm sau să așteptăm pe altul? Ei îl așteptau. Dar, dar, hermeneutica lor, modul în care interpretaseră toate profețiile, toate lucrurile despre Mesia, i-a făcut să nu înțeleagă lucrurile care se întâmplau sub ochii lor. Ei nu puteau să conceapă o astfel de apariție a lui Mesia. Cum? Cel care este Steaua din răsărit, asta însemnând dintre stele, cea mai strălucitoare stea pe care eu o vedeau din noapte, cum cea mai strălucitoare zi să pâlpâie într-un prun născut, într-un staul. Asta nu se potrivea. Mulți nici n-au putut să vadă în el așa ceva. Au fost alții care, așteptându-l pe Mesia, au fost oameni temători de Dumnezeu. Și aici este o diferență. Cât de mult mai păstrăm această teamă, această reverență față de Dumnezeu și astăzi? Cum îl mai vedem noi pe El? Accentuând atât de mult această prietenie a lui Dumnezeu, de multe ori am ajuns să vedem în El colegul nostru de bancă, camaradul nostru de arme cu care am stat urând de zile în armată, pe vremea când încă exista așa ceva. Și pierde din vedere maestatea și frumusețea Domnului Isus Hristos. Oamenii din vremea aceea pare că au fost orbi. Și asta nu o spun cu un, cu un gând critic, ci gândindu-mă la mine astăzi. Cât sunt eu de deschis ca să văd ceea ce Dumnezeu vrea să-mi arate astăzi? Cumva modul în care eu îl percep pe Dumnezeu mă împiedică să văd lucrările lui Dumnezeu? Atunci așa a fost. Ne rugăm ca astăzi să nu fie așa. Ah, Doamne ajută! Uh, Într-adevăr, frate Răzvan, uh, au fost oameni puțin la număr care l-au așteptat cu ardoare și au avut acea teamă sfântă. Mi-am aminte de Simeon și Ana care erau în templu, oameni neprihăniți, înaintați în vârstă. Cărora li s-a făcut harul acesta deosebit, mare din partea lui Dumnezeu, să-l vadă cu ochii lor pe Mesia pe care ei l-au așteptat o viață întreagă, l-au slujit, știau și ei profețiile, credeau profețiile și când l-au văzut, l-au și recunoscut că acesta e Mesia. Alții, deși știau profețiile, cunoșteau cuvântul, Uh, fiindcă nu s-a potrivit cu hermeneutica și înțelegerea lor, n-au putut să accepte nici ruptul capului că Mesia avea să se nască așa de umil într-un staul. Ei știau localitatea, dar nu știau uh, detaliile acestea ale nașterii. Uh, și a fost destul de greu pentru ei să, să se raporteze într-un mod diferit la uh, cel pe care îl aveau ei ca și proiecție în mintea lor ca fiind Mesia frumusețea este că totuși Dumnezeu se descoperă oamenilor care l-așteaptă și cum spuneai care au teamă sfântă care au o evlavie aparte este foarte important este foarte important această atitudine interioară legată de ascultarea mea față de Dumnezeu când mă uit la Simeon, când mă uit la Ana sunt oameni care au stat aproape de Dumnezeu. N-au stat aproape de ritualurile lui Dumnezeu. De slujbele pe care trebuiau să le facă. Nu le-au neglijat pe acelea. Dar ei îl așteptau pe Mesia. Și despre Simeon se spune că Duhul Domnului i-a descoperit că nu va muri până când nu-l va vedea venind. Și el s-a bazat pe această profeție această promisiune a lui Dumnezeu. Pentru noi, astăzi, este deosebit de important să păstrăm această sensibilitate față de Duhul lui Dumnezeu, față de Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu luăm Slova lui Dumnezeu într-un mod rece, și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să convingă inima noastră cu privire la adevărurile Scripturii. Să fim deschiși la ceea ce Dumnezeu vrea să aducă în realitatea vieților noastre. Și în felul acesta, eu cred că sărbătoarea noastră ar fi o sărbătoare cu multă bucurie. Ar fi o sărbătoare în care probabil că această bucurie i-ar molipsi și pe alții. Simeon este un astfel de om și el vede în, acea, în acel copilaj împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios în împlinirea promisiunilor lui și nu întârzie. De aceea este important să păstrăm vii toate aceste amintiri ale cuvântului în inimă și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să le însuflețească, să înfierbânte inima noastră, astfel încât, într-adevăr, Iisus Hristos cel întrupat să ne conducă mai departe viețile, El să fie în centrul atenției noastre și tot ceea ce facem să-l aibă în vedere pe el. Nu cum ne simțim noi. Nu ce fac alții pentru mine în cadrul acestei sărbători, ci cum mă închin eu înaintea lui. Cum îi ajut pe alții ca să-l vadă și ei pe cel care s-a întrupat. Da, frate Răzvan, gândeam că Pot fiind în zona asta, cred că ar trebui aici să mai facem o aplicație de altfel foarte importantă pentru noi, credincioșii din secolul 21. Și noi suntem într-o așteptare, așa cum Simeon și Ana așteptau să vină Mesia pentru prima dată pe pământ. Noi ar trebui să nu uităm și să avem o ardoare în a-L aștepta a doua oară pe Domnul Isus Hristos, așa a promis și spunea Dumnezeu rămâne credincios promisiunilor sale, spunea Mântuitorul Cerul și Pământul vor trece, dar cuvintele sale nu vor trece, nici măcar o iotă, o frântură de slovă. Și aici cred că ne-am regăsit noi în zile noastre, da, ne uităm și la întruparea Mântuitorului, ne uităm la jerfa sa ispășitoare la cruce, la învierea sa biluitoare, dar cu ochi ne uităm și înspre viitor la revenirea sa. Da, noi nu mai așteptăm acum să vine ca un prunc. Sărbătorim întruparea lui și aceasta pentru că, așa cum spune și un colint, nu există cruce fără iesle, fără întrupare N-ar fi avut cine să moară. Și el s-a întrupat tocmai pentru ca să moară, pentru că plata păcatului este moartea. Și uh, există două variante. De fiecare dată mă gândesc la lucrul acesta. Verdictul niciodată nu se schimbă. Plata păcatului este moartea. Și sunt două variante. Ori accept să plătesc eu pentru păcatul meu și asta înseamnă moartea mea, condamnarea mea veșnică, ori accept că Hristos a murit în locul meu. Și în felul acesta eu am scăpat de condamnare. Dacă am primit prin credință acest lucru, aștept cu speranță întoarcerea Mântuitorului. Nu mă îngrozește. Aștept cu speranță ceea ce urmează să vină, chiar și evenimentele care se întâmplă în jurul nostru. Nu le privesc cu îngrijorare, ci uh, cu atenția acelea care vede anumite detalii în Scriptură. Vede anumite detalii care se întâmplă în jur, și atunci eu sunt pregătit și vreau să-l întâmpine, vreau să-l aștept. Nu uh, într-o atitudine uh, fatalistă, uite ce se întâmplă în jurul nostru, ci cu acea atitudine activă. Înseamnă că mai este puțin timp, înseamnă că mai am de lucru, înseamnă că Dumnezeu vrea să se folosească de mine. Cum pot fi eu de folos, așa cum a fost Simeon, așa cum a fost Ana? Ana este un personaj fascinant. O femeie de 84 de ani spune că stătea la templu, îl slujea pe Dumnezeu zi și noapte cu post și rugăciune. Și când a văzut împlinirea promisiunii, a spus tuturor că a venit Mesia. În așteptarea revenirii Domnului Isus Hristos, dorința noastră cea mai mare trebuie să fie aceasta, de a-l face cunoscut oamenilor, de a-l descoperi, de a-l arăta, astfel încât, prin credință, oamenii să primească și ei mântuire. Amin. Într-adevăr, acesta e mandatul pe care Dumnezeu ne-l-a încredințat nouă, copiilor săi, bisericii. Și spuneam așa, într-o ocazie, bisericii locale nu va trimite Dumnezeu înger sau un înger, așa cum a trimis uh, îngerul, uh, pe îngerul Gabriel la Maria să o anunțe că va veni Mântuitorul, să va întrupa prin ea. Și în zilele noastre, în generația noastră, Dumnezeu a lăsat biserica pentru a fi mărturisitoare, a mărturisi lucrul ăsta, uh, că avem un Mântuitor. Ne-am uitat la Mântuitorul promis, primit, Aș vrea un pic să abordăm și latura aceasta, un mântuitor prețios. De ce este atât de valoroasă întruparea mântuitorului Iisus Hristos, persoana Domnului Iisus Hristos? Și acum aici, noi creștini evanghelici suntem obișnuiți și avem așa și un limbaj consacrat și termenii teologici avem așa la noi, însă poate că fiind furați de unele obișnuințe și de anumite tabieturi și, obișn și uh, lucruri deja bătătorite, să pierdem din vedere uh, valoarea lui Hristos și a jerfei sale și valoarea, importanța umanității lui Hristos. Pentru că despre asta uh, noi vorbim în zilele acestea, că Isus Hristos s-a făcut om, e adevărat un om fără păcat, un om desăvârșit, dar om, chip uman, ca al nostru, trup ca al nostru, fără păcat. Ca să pot să îmi fac o părere corectă despre această valoare de nemăsurată a Domnului Isus Hristos, trebuie să fac apel tot la Cuvântul Revelat, tot la ceea ce Dumnezeu ne-a spus. No, prin gura apostolilor. Prin gura lui Petru, Dumnezeu vorbește despre răscumpărarea noastră, o răscumpărare atât de scumpă și care uh, nu se putea face decât prin jertfa Domnului Isus Hristos. El spune, nu cu aur sau cu argint ați fost răscumpărați din felul vostru de de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, nu exista o altă variantă. Și atunci, în felul acesta, dacă vreți, și uh, făcând o ilustrație din uh, domeniul acesta al uh, manufacturierii, uh, de cele mai multe ori unicatele sunt foarte prețioase. Ceea ce uh, nu imită altceva este foarte prețios. Dacă vreți, Domnul Isus Hristos, întruparea Lui. Este unicat. N-a fost și nu va mai fi ceva asemănător. Nu se va mai repeta asta. Nu se va mai repeta niciodată. Deși sunt unii care așteaptă, lucrurile deja s-au întâmplat. Iar pentru noi este deosebit de important să așezăm valoarea corectă pe persoana Domnului Isus Hristos. Când vorbește Apostolul Pavel despre această întrupare, el arată că prin acceptarea că el să ia chip de om, să se facă uh, ca un rob și să moară pentru noi, în felul acesta el a fost înălțat mai sus decât oricine altcineva și că înaintea lui se vor pleca toți genunchii. Nu există un lucru mai prețios decât Domnul Isus Hristos și lucrul acesta noi nu trebuie să-l uităm. El are locul Întâi în biserică și mă gândesc în contextul acesta că de multe ori pretențiile noastre să se facă cum vreau eu, cred că uh, au în, uh, în atenție o imagine deformată a Domnului Iisus Hristos. Lucrurile trebuie să fie cum vrea El, nu cum vreau eu. Cum îi plac Lui, nu cum îmi plac mie. Corect, într-adevăr așa este. Uh... Da, asta e o luptă uh, permanentă în viața noastră de cine uh, alegem să ascultăm și pe cine onorăm cu adevărat. Uh, Uitându-ne la uh, valoarea aceasta incomensurabilă a jertfei Mântuitorului Iisus Hristos, a lucrării sale ispășitoare... Uh, Asta ne determină cumva și ne responsabilizează pe noi în calitate de urmași ai săi să nu tratăm lucrurile cu superficialitate sau cu, eu știu, oarecare grad de, nu știu, ironie sau de banalizare chiar și să nu ne jucăm cumva cu lucrurile acestea sfinte. Zic asta pentru că observ de-a lungul secolelor... Uh, există așa un drum bătătorit și sunt lucruri care deja au intrat așa în ADN-ul nostru și uh, luăm cumva uh, expresia aceea în mod de apucat, așa, ca și cum nici nu le mai judecăm, nu le mai uh, acordăm importanța cuvenită. Uh, știu că și sărbătoarea aceasta întrupării în istorie și uh, cred că ai, uh, aici am vei da dreptate, mulți au uh, analizat o și au zis, la noi nu, pentru noi mai importantă jerfa lui Hristos, momentul de la cruce, de la Golgota și au încercat cumva să pun așa pe un taler și să vadă care momente din viața Mântuitorului au fost mai importante. Cred că ar trebui luate lucrurile împreună, pentru că dacă n-ar fi fost, cum spuneai, nașterea aceasta și venirea sa în lume în mod unicat, exclusiv, n-ar fi fost îndeplinite aceste elemente speciale, jertfa lui Hristos ar fi fost afectată, ineficientă, ar fi fost nesatisfăcătoare în ochii justeții lui Dumnezeu cel drept. Atunci mântuirea noastră ar fi fost afectată și de aceea Dumnezeu mă uit în tot tabloul acesta a Scripturii Respectă detaliu cu detaliu și pentru el detaliile sunt importante în actul acesta răscumpărător. E adevărat că nu trebuie să facem un idol din sărbătoarea aceasta. La început, creștinii nu celebrau nașterea Mântuitorului, dar nici să o ignorăm, a zice eu. Cred că ar trebui un echilibru. Cum vezi lucrurile astea? De fiecare dată, extremele afectează și ne conduc în direcții nedorite. Este drept, când privim relatările din Noul Testament, vedem că predicarea apostolilor are în vedere în special moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Dar aceasta pentru că în felul acesta El ne-a înlocuit pe noi în pedepsă. La fel cum toți am fost condamnați în Adam, cum spune Apostolul Pavel în epistola către Romani, spune, în același fel, prin ascultarea unui singur om, toți au fost făcuți neprihăniți. Dar cum putea să fie el, la fel ca noi, într-un anumit domeniu, dacă nu ar fi avut parte de această întrupare? De aceea și în istorie au fost situații încercând să negocieze și să le aducă împreună, s-a încercat un accent pe una dintre naturi. Unii au spus, nu, doar părea că este, are un trup, dar de fapt nu era. Alții da, era, dar a fost Dumnezeu doar într-o perioadă și au tot încercat să le alinieze, armonizeze. să le armonizeze. Dar Dumnezeu a prezentat lucrurile foarte clar. S-a născut. El este Fiul meu, dă această dovadă de-a lungul uh, istoriei, de-a lungul lucrării pe care el o face. Și uh, noi nu putem să neglijăm aceste lucruri. Da, nu facem un idol. Nu facem uh, cum din păcate se ajunge, un. Uh, doar un motiv comercial. Dar nici nu pot să ignor. Da. Dacă Simeon a luat în brațe pruncul și spune o să mă elibereze acum, pot să mor. Am văzut mântuirea ta. Nu putem să neglijăm întruparea Domnului Isus Hristos. Repet, fără întrupare, nu avea cine să moară. Fără această natură reală de om, nu avea cum să moară. Absolut de acord și uh, cred că uh, frate Răzvan uh, ar reieși cumva întrebarea de aici, da, acordăm importanță acestei uh, sărbători și acestui moment simbolic în care ne aducem aminte de venirea lui Mesia în lumea noastră, a Mântuitorului, a Izbăvitorului așa cum spune și Colindul uh, dar unii s-ar întreba și totuși ca să nu mergem în nicio extremă, cum ar trebui să celebrăm momentul acesta special? Încât să ne apropie de Dumnezeu, încât să fie o sărbătoare închinată Domnului, în care Domnul să fie slăvit, să-și primească slava, lauda. Ca în oricare alt domeniu, în momentul în care păstrezi lucrurile în locul lor, nu poți să greșești. Pentru că, vă dau un alt exemplu. Când Apostolul Pavel scrie Bisericii din Corint despre acel moment de părtășie deosebit al Bisericii, frângerea pâinii, ce le spune? Nu vă laud că vă adunați, nu să vă faceți mai buni, ci să vă faceți mai răi. Da? Uh, pentru ei era important cum se simțeau ei în mijlocul acelui moment. Și uh, de fapt, oricare dintre momentele pe care noi le sărbătorim pot să ajungă să fie nesemnificative în momentul în care Domnul Isus Hristos nu mai este în centru. În momentul în care toate lucrurile se fac în mod intenționat în jurul Lui, în momentul în care eu caut în cadrul sărbătorii să îndrept atenția către Domnul Isus Hristos, dându-i Lui toată gloria, atunci lucrurile rămân acolo unde trebuie. Și uh, bucuria sărbătorii va fi în inima mea. Voi putea să sărbătoresc și voi putea să uh, strig, la fel ca îngerii, slavă Lui Dumnezeu în lucrurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui sărbătorind cu bucurie, cu pace, arătând și altora ce bucurie am în inima mea, pentru că Hristos este în inima mea. Mulțumim, Domnului, pentru că a intrat și în inimile noastre prin credință și uh, l-avem uh, și ar trebui asta să fie o provocare pentru fiecare să... Uh, fac o analiză cu adevărat este Hristos în viața lui, s-a născut și în inima lui, că de fapt acesta e sensul și esența sărbătorii. Hristos a venit în lumea noastră să ia chip de om pentru a ne fi mântuitor și pentru a se naște în inima noastră, pentru a lua chip în noi, cum spune Apostolul Pavel, pentru a ne da o natură nouă, și toate acestea sunt binecuvântări din partea lui Dumnezeu, și chiar sunt provocări cu adevărat pentru care ar trebui să-i mulțumim în permanență Domnului. Suntem pe final de emisiune, și știu că aici ar putea spune multe lucruri. Noi ne bucurăm de fiecare dată, an de an, și poate e cea mai iubită sărbătoare a credincioșilor sărbătoarea aceasta și în mod special pentru copiii noștri, pentru cei care au de primit ceva în perioada asta și în același timp și de dăruit. Ar trebui să fie și asta o fericire, că zice cuvântul e mai ferice să dai decât să primești. Cum ar fi Anul acesta eu știu să sărbătorim altfel și uh, spuneai că aici ar trebui să avem în vedere uh, ca Domnul să fie onorat, El să se simtă bine, ca uh, nu noi să fim în centru, ci sărbătoritul și să-i aducem uh, prin ceea ce facem, prin închinarea noastră, uh, glorie Domnului. Ca, așa, aplicației practice sau poate, nu știu, un gând din scriptură, ceva care să uh, rămână pentru frații, pentru ascultătorii noștri, pentru uh, prietenii noștri uh, o provocare pentru zilele acestea de sărbătoare. Cred că de-a lungul istoriei întotdeauna a fost o chestiune dificilă Modul în care îl scoatem în evidență pe Dumnezeu. Modul în care arătăm importanța unui Dumnezeu pe care nu-l vedem cu ochii aceștia. Uh, și întruparea este un bun, bun mod de a vedea ce înseamnă să mergi printre ceilalți. Eu cred că un mod bun de a sărbători ar fi să ducem și altora într-un mod real această veste a întrupării Mântuitorului, vorbind despre ceea ce a făcut El, vorbind despre valoarea întrupării Lui, sărbătorind nu numai într-un cadru în care noi ne simțim bine. Spuneam în alte, și în alte biserici, am ajuns de multe ori să vedem clădirea în care noi ne desfășurăm activitatea în care ne întâlnim pentru părtășie și să o vedem ca pe o fortăreață, ca pe un loc unde ne simțim apărați, protejați și acolo trebuie să facem toate lucrurile. Când de fapt noi ar trebui să fim biserica Domnului Iisus Hristos, Hristos oriunde mergem. Anul acesta, pentru prima dată în localitatea unde slujesc, oamenii au un un brad. Și împreună cu alți frați, am mers, am cântat colindele pe care noi le cântăm de obicei și a fost extrem de bucuroși. Am vrut să fim în mijlocul oamenilor. Nu am fost de acord cu tot ce s-a întâmplat acolo. Dar nici Apostolul Pavel nu a fost de acord cu toate lucrurile pe care le-a văzut. Și cu toate acestea, a fost în mijlocul oamenilor. Noi trebuie să fim în mijlocul oamenilor, să fim acolo unde are loc viața cetății noastre. Și acolo, așa cum spunem și mai devreme, acolo să-L vestim pe Cel care a venit în lumea noastră. Să mărturisim această bucurie pe care o avem, pentru că El este născut și în inima noastră. Da, să-L vestim pe Cel fără de început, cum spune Colindu, și ă, asta e chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Avem vestea sa bună, de care am avut și noi parte, și pe care nu trebuie să o ținem doar așa pentru noi. Uh, și mi-a plăcut imaginea pe care ai folosit-o. Uh, chiar uneori, așa, ne simțim foarte apărați în bisericile noastre, în clădirile noastre, și uh, nu mai pătrunde nimic și nimeni. Uh, nu suntem deranjați, dar. Uh, nici tot, nu deranjăm. Nici nu deranjăm și. Mântuitorul totuși a avut altă paradigmă. El, cum spunea, a fost în mijlocul oamenilor, el a fost între nevoile, în mijlocul problemelor oamenilor, a fost în afară, nu în, înăuntru. Și cred că aici ar trebui asta să ne dea mult de gândit în proiectele noastre, în ceea ce facem ca și comunități de credincioși, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, și cred că e un motiv în plus, ca și prin acțiunile acestea, eu știu, de oferirea cadourilor pentru copii, cred că e o ocazie prin care să-l arătăm pe Hristos și mântuirea sa, darul său măreț pentru noi oamenii. De ce nu o ocazie frumoasă în care să vestim ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Fate Răzvan, îți mulțumim mult pentru prezența în emisiune Mulțumesc și Mulțumesc pentru de invitație. acestea. Îți dorim multe binecuvântări, sărbători frumoase cu Domnul și mult har în slujire. Mulțumesc și la final doar lucrul acesta vreau să-l mai adaug pentru că mi se pare important. Te rog. Să nu pățim și noi ca vre din absorbiți de modelul nostru hermeneutic, să știm Cuvântul, dar să îl pierdem din vedere pe Dumnezeu. Noi trebuie să-l păstrăm în, în mod intenționat, în privirea noastră pe Dumnezeu și Cuvântul să-l facem parte a vieților noastre, dându-i voie lui Dumnezeu să ne modeleze viețile așa cum vrea El, nu cum vrem noi. Amin, frumos, într-adevăr așa să ne ajute Domnul să cercetăm scripturile și să ne lăsăm transformați de cuvântul acesta viu adevărat și să nu venim cu șabloanele noastre. Cred că acolo au greșit mult înaintașii și noi suntem susceptibili la aceleași greșeli, să le repetăm ca și ei, să ne închipuim într-un fel anume pe Dumnezeu sau lucrarea sa, într-un în mod total diferit față de cum îi prezintă Scriptura. Mulțumim încă o dată și te mai așteptăm în emisiune la noi și a fie ca binecuvântarea Domnului să te însoțească în tot ceea ce faci. Oricând vin cu bucurie și același gânduri frumoase pentru toți. Ne bucurăm! Stimați frați, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii O Perspectivă 3D. Ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi pe fratele Răzvan Neagu vicepreședinte al Bisericii Creștine cu Evanghelie din România. Împreună am discutat în ajun de sărbătoare despre importanța Domnului Isus Hristos ca Mântuitor promis, primit și prețios în același timp. Fie ca aceste zile să ne ajute pe fiecare să conștientizăm mai mult de spre darul nespus de mare al lui Dumnezeu în persoana Fiului Său să medităm la ceea ce a făcut El, la întruparea sa pentru noi, pentru mântuirea noastră, să ne bucurăm de cei dragi, să ne bucurăm de Harul lui Dumnezeu. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc sărbători frumoase, binecuvântate alături de Domnul Isus Hristos și de cei dragi vouă și vă aștept pe data viitoare aici, pe aceeași platformă. Până atunci, fiți binecuvântați!